Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată, Sângele Albastru, un mister dezlegat. Să ai sânge albastru e o expresie care în prezent se referă la persoanele de viță nobilă. Este acceptat faptul că membrii familiilor regale au sânge albastru, însă nimeni nu mai crede ad literam acest lucru. Pentru că da, în vremurile medievale, nobilii chiar se mândreau că au sângele de culoare albastră și nimeni nu contesta acest lucru. E vreo sâmbure de adevăr în treaba asta? Expresia s-a consemnat pentru prima oară într-o publicație la începutul secolului al XIX-lea, însă cu siguranță ea se folosea cu mult timp înainte. Unii spun că sângele albastru a fost văzut chiar înainte de Hristos. Întrebarea e, aveau sau nu nobilii sânge albastru? Pentru că erau bogați, aveau un anumit statut, aceștia își petreceau zilele feriți de lumina soarelui și își puneau slujitorii să le facă toate treburile. Astfel, pentru că stăteau mai mult închiși în castelele și palatele lor, aristocrații erau atât de palizi cât pielea lor era albă, palidă, translucidă, făcând ca venele lor să fie mult mai vizibile. Lucrul ăsta îi făcea pe oameni să creadă că au sângele albastru. Termenul este de fapt traducerea din spaniolă a sangre azul și a apărut consemnat pentru prima oară în 1811. Acesta se referea la nobilii din regatul Castiliei, care pretindeau că au sânge albastru datorită originilor lor gotice pure. Aceștia perpetuau mitul sângelui albastru și nu se căsătoreau cu reprezentanții altor rase de teamă să nu-și altereze sângele nobil. Ei voiau să-și păstreze acea piele albă, translucidă, care să le evidențieze venele cu sânge albastru. Într-o publicație britanică de la începutul secolului al XIX-lea se scria că nobilimea din Valencia era împărțită în trei clase: sânge albastru, sânge roșu și sânge galben. În vremuri îndepărtate, militarii spanioli de origine nobilă își expuneau venele proeminente pentru a șeta la clasa, distingându-se astfel de inamicilor mauri cu pielea mult mai închisă la culoare. Considerată una dintre cele mai frumoase celebrități ale tuturor timpurilor și una dintre cele mai talentate actrițe din istoria cinematografiei și având un stil rafinat care a devenit reper pentru femeile din toată lumea, Audrey Hepburn se numără printre puținele staruri cu sânge albastru. Audrey Kathleen van Hemstra-Rusten, pe numele său real, s-a născut pe 4 mai 1929 la Bruxelles, într-o familie de condiție bună. Tatăl, un bancher englez, Joseph Victor Anthony Rusten, și mama, baronesa Ella van Hemstra. Un studiu al arborelui său genealogic arată că Audrey a fost verișoara îndepărtată a prințesei Diana, a prințului Rainier al III-lea de Monaco și a actorului Humphrey Bogart. De la sângele albastru al nepoților reginei Victoria la pielea albastră a familiei Fugate din Kentucky, istoria a consemnat câteva cazuri tulburătoare de oameni care au suferit de un blestem cumplit. Pielea lor albastră le-a adus numai nefericire și durere, indiferent de bogățiile și poziția socială pe care o aveau. Alexei Romanov, strănepotul reginei Victoria a Marii Britanii, fusese din naștere un copil plăpând, copil de străvezie și o constituție delicată. În timpul crizelor, când îi curgea sânge din burici și nimeni nu înțelegea ce blestem cumplit apasă pe trupul lui firav, chipul lui căpăta o nuanță albăstruie înfricoșătoare. Abia în secolul 20 a fost descoperită cauza și misterul bărbaților bolnavi din casele regale ale Europei și a fost lămurit. Abia în secolul 20 a fost descoperită cauza și misterul bărbaților bolnavi din casele regale ale Europei a fost lămurit. Testele ADN efectuate pe rămășițele pământești ale lui Alexei au arătat că este vorba de un tip de hemofilie pe care femeile din casa regală a Marii Britanii au transmis-o doar copiilor de sex masculin. Este o boală rară de sânge care nu afectează femeile, dar ele devin purtătoare și o transmit mai târziu fiilor lor. În secolele trecute era o chestiune de prestigiu ca descendenții caselor regale europene să încheie căsătorii avantajoase cu nepoții reginei Victoria, astfel că boala existentă în familia ei s-a răspândit în numeroase alte familii princiare, inclusiv în familia Romanovilor sau în casele regale ale Spaniei și Olandei. Mult mai recent și mult mai bine documentat este cazul oamenilor albaștri din Kentucky, supranumiți de presă ștrumfii. Povestea lor a început în anii 1800 cu francezul Martin Fugat, care a emigrat în Statele Unite și s-a căsătorit cu o femeie cu un ten extrem de palid. Copiii lor au moștenit o boală rară de sânge din cauza căreia pielea lor avea o nuanță albastră stranie, iar unghiile vinete. Multă vreme nu s-a știut mare lucru despre ei, deoarece trăiau izolați. Dar la nașterea unui nepot în anul 1975,
Medicii au rămas șocați de pielea lui albastră ca apa mării, la numai câteva ore după ce a venit pe lume. Benjamin Stacy reprezenta deja a șasea generație a familiei care suferea de o boală rară, dar el a fost primul studiat în amănunțime de medici de la Universitatea Indiana și astfel a fost găsită cauza. Descendenții familiei moșteneau o genă recesivă care împiedica hemoglobina să transporte suficient oxigen în țesuturi, astfel că pielea, unghiile, buzele și nasul căpătau nuanțe albăstrui violete. Boala pielii albastre e deosebit de rară, iar descendenții familiei, care s-au căsătorit cu oameni sănătoși, au avut la rândul lor copii sănătoși. Au existat însă și cazuri în care pielea albastră nu a fost asociată cu o boală de sânge, ci cu ingerarea unor substanțe periculoase sau a unor droguri. Celebrul Papa Schtroumpf, Paul Karasen, s-a intoxicat cu argint la bătrânețe după ce a citit o reclamă care promitea sănătate și tinerețe veșnică celor care luau suplimente pe bază de argint coloidal. Fără să consulte un medic sau un specialist în nutriție, Karasen a băut zilnic, o perioadă, câte 300 de mililitri din soluția miraculoasă pe bază de argint. În loc să-și protejeze sănătatea așa cum spera, s-a otrăvit singur și a murit în anul 2013, la vârsta de 62 de ani, deși avea șanse de a trăi mai mult pentru că fusese un bărbat sportiv și robust în tinerețe. Se pare că termenul sânge albastru nu mai este doar o expresie. O tânără a atras interesul comunității medicale după ce s-a prezentat la un spital din Statele Unite, iar în urma investigațiilor, medicii au constatat că sângele său schimbase culoarea, scrie The Guardian. Potrivit documentului publicat în jurnalul de medicină New England, femeia în vârstă de 25 de ani le-a spus medicilor că folosise un analgezic obișnuit pentru a trata o durere de dinți. A doua zi dimineață, la scurt timp după ce s-a trezit, s-a dus de urgență la spital pentru că se simțea slăbită și arăta albastră. Condiția medicală se numește cianoză, aceasta fiind caracterizată prin tenta albastră a pielii, gingiilor, unghiilor sau mucoaselor produsă de lipsa oxigenului în sânge. Doctorul Otis Warren, medicul care a consultat-o pe tânără, a diagnosticat problema ca fiind o boală rară de sânge, în urma căruia oamenii produc o cantitate anormală de metemoglobină, un tip de hemoglobină. Aceasta poate purta oxigen, dar nu-l poate trimite cu eficiență către țesuturi, potrivit Bibliotecii Naționale Medicale din Statele Unite. Warren a mai întâlnit un astfel de caz la un pacient care a fost tratat cu antibiotice. Culoarea pielii arăta exact la fel ca în acest caz, a declarat Warren pentru NBC News. E de ajuns să vezi așa ceva o singură dată, iar apoi nu mai poți uita, a adăugat medicul. Condiția medicală ar fi fost declanșată de un anestezic care conține benzocaină. Femeia a spus lui Warren că nu a folosit întreaga cantitate din cutia medicamentului, dar medicul a declarat că era clar că a folosit o cantitate foarte mare. Femeia a fost tratată cu un antidot, iar în doar câteva minute starea acesteia s-a îmbunătățit, transmite The Guardian. Warren a mai spus că acest caz l-a determinat să-i sfătuiască pe pacient să aibă mai multă grijă atunci când folosesc astfel de medicamente. Oamenii nu-și dau seama că ar putea exista consecințe periculoase, nu doar efecte adverse minore, a adăugat medicul. Pentru unele animale, sângele albastru este într-adevăr cheia supraviețuirii în medii diferite. Astfel că caracatițele sunt răspândite în toate oceanele lumii, chiar și în apele polare, grație unei capacități de adaptare de-a dreptul uimitoare. Care este secretul acestei superputeri? Diversele specii de caracatițe pot trăi în medii cu temperaturi foarte diferite, de la minus 2 grade Celsius la peste 30 de grade Celsius. Ceea ce le conferă puterea de a se adapta este capacitatea lor de a menține aprovizionarea cu sânge a țesuturilor chiar la temperaturi joase, când această activitate este în mod normal mult diminuată, iar această capacitate se datorează sângelui lor albastru. În sângele caracatițelor, transportul oxigenului este realizat de un pigment de culoare albastră, hemocianina, care le permite să trăiască și la temperaturi foarte joase ale apei mării. Un grup de cercetători de la Institutul Alfred Wegener pentru cercetări polare și marine din Germania a studiat modul în care se realizează aprovizionarea cu sânge a țesuturilor la caracatițe la temperaturi apropiate de punctul de îngheță al apei. Cercetătorii au comparat proprietățile hemocianinei la specii de caracatițe care trăiesc în medii diferite, în apele antarctice, în zona temperată și în apele calde. Au constatat că la specia antarctică, Paralledone carcotti, hemocianina este diferită genetic și funcțional de formele acestui
pigment întâlnite la speciile de caracatițe din apele calde și temperate. Hemocianina speciei antarctice are însușiri care facilitează eliberarea oxigenului în țesuturi la temperaturi sub 0 grade Celsius. Caracatițele sunt în general specii care nu migrează, ci se deplasează pe fundul mării doar în scurte perioade din viața lor, putând migra pe vertical în straturi de apă de la diferite adâncimi. Acest lucru înseamnă, după cum au explicat cercetătorii, că aceste animale nu pot scăpa de condițiile ambientale dificile, ceea ce le obligă să se adapteze sub presiunea selecției naturale. Deosebirile în funcționarea hemocianinei reprezintă o adaptare fiziologică esențială, care le permite acestor nevertebrate să-și mențină viața aerobică, un metabolism ce implică oxigenul, chiar în condiții în care aprovizionarea cu oxigen a țesuturilor este în mod normal dificilă din cauza temperaturilor joase. Sângele albastru a sureșitat fantezia mai multor scriitori. Toți cei cărora le plac cărțile cu vampiri se vor îndrăgosti de sânge albastru. Melissa de la Cruz creează o lume perfect credibilă și fascinantă. Romanul este un captivant mister supranatural ce se derulează într-un ritm alert. Lyan Ewing, autoarea seriei Daughters of the Moon. În mijlocul familiilor din elita newyorkeză se ascunde o societate secretă de americani celebri, ai căror strămoși au ajuns în lumea nouă călătorind pe corabia Mayflower. Membrii acesteia sunt puternici și bogați și în realitate nu sunt ființe umane. Sunt cei cu sânge albastru, un străvechi grup de vampiri. Schuyler Van Allen nu s-a integrat niciodată la Duchess, o școală particulară de prestigiu din New York. Prefera să poarte haine lălâi și vintage în locul toaletelor de la Prada și perlelor afișate de colegele ei. În plus, locuia, împreună cu bunica sa, o persoană retrasă, într-o vilă în care mai răzvate încă fastul vremurilor de odinioară. Schuyler este o singuratică și este fericită așa. Dar când împlinește 15 ani, viața îi se schimbă dramatic. Își descoperă un întreg mozaic de vene albastre pe brațe și începe să aibă pofte nebănuite de a devora carne crudă. Pe de altă parte, moartea misterioasă a unui colege de la Duchess îi bântuie gândurile și, ce este și mai ciudat, Jack Force, cel mai popular băiat din școală, dintr-o dată pare a fi interesat de ea. Schuyler vrea să afle ce secrete ascund cei cu sânge albastru, dar nu cumva pericolul o pândește și pe ea. Drept încheiere, vă mai spun că regretata Cristina Țopescu avea origini nobile. Strămoșii ei au avut sânge albastru. Bunicul Cristinei Țopescu i-a povestit că familia lor are origini nobile, fiind descendenți ai dogilor de Veneția. Acest lucru a fost amintit chiar și de regretata jurnalistă, în contextul în care a vorbit despre soarta tristă a orașului italian, a cărui populație dispare rapid. Cristina Țopescu se trăgea dintr-o familie de nobili venețieni, ea aflând acest lucru de la bunicul ei. Culmea ironiei, pe 9 decembrie 2019, cu puțin timp înainte să moară, Cristina a văzut la televizor o emisiune despre degradarea Veneției. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând.